Am revenit în studioul emisiunii de astăzi, alături de invitatele noastre, doamna Oana Baciu, președinte al Asociației Naționale pentru Sprijinirea Victimelor Accidentelor Rutiere, și alături de doamna Bianca Alexandra Spânu, model în cadrul Atypic Beauty. Revenim și la discuția noastră anterioară, în legătură cu parteneriatele. Cum colaborați cu instituțiile statului, de exemplu, în aceste proiecte pe care le desfășurați? De exemplu, evenimentul Atypic Beauty din Iași a fost în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și cu Asociația Națională pentru Sprijinirea Victimelor Accidentelor Rutiere. Am avut o susținere extraordinară din partea instituției, din partea primăriei și a domnului primar. Dorim să-i mulțumim pe această cale. Dumnealui a fost foarte deschis să ne primească în municipiul Iași, astfel încât să reușim să aducem acest proiect minunat și în Moldova. Unde se desfășoară prezentarea? Evenimentul va avea loc în Atrium din Palace Mall la ora 19. Intrarea este liberă. Așteptăm cât mai mulți oameni, încercăm să arătăm oamenilor ce oameni frumoși suntem și noi. Exact. În legătură cu celelalte parteneriate, de exemplu cu poliția, că practic este oarecum domeniul lor de activitate, poliția rutieră în mod special. Ați avut vreo acțiune comună sau prevedeți ceva de genul acesta în viitorul apropiat? Da, ne gândim și la o acțiune comună. Să știți că noi am fost susținuți întotdeauna de poliția rutieră Iași. Întotdeauna ne-au susținut la orice activitate am desfășurat-o, de smurt, de primărie. Întotdeauna, la orice nevoie, au sărit și ne-au susținut, pentru că ei au înțeles scopul nostru. Practic, accident rutier înseamnă poliție rutieră, smurt, pompieri și fără ei nu putem. Încercăm la orice activitate să-i solicităm și întotdeauna au fost alături de noi din toate punctele de vedere. Și inclusiv Mitropolia, care an de an ne ajută cu slujba de comemorare a victimelor și necondiționat este alături de noi de fiecare dată când tragem un semnal de alarmă. Asta este un lucru îmbucurător. Cum realizați promovarea evenimentelor pe care le organizați? Noi ne ajutăm de Facebook, ne ajutăm de mass media și de colaborările cu televiziunile locale. Prin bannere, de exemplu, acum sunt câteva și în Palace Mall. Cred că reușim totuși să ajungem la oamenii care vor să ne cunoască. Deci, practic, se ajungeți la publicul țintă. Care ar fi mai exact acest public țintă, de exemplu? În principal, sunt oamenii simpli, instituțiile statului, tineri și vârstnici deopotrivă. Nu cred că avem un public țintă, nu cred că avem, ne încercăm să ajungem doar la o singură categorie de oameni. Încercăm să ajungem atât la oamenii care sunt sănătoși, cât și la oamenii care sunt ca și noi în scaunul rulant, astfel încât să înțeleagă că dacă își doresc, pot să se reintegreze în societate, pot să devină oameni de calitate, pot să redevină oamenii care au fost înainte de un accident rutier sau poate de o boală. Unde ați observat că această schimbare a mentalităților se desfășoară mai greu? La cei care sunt în scaun cu rotile, cu privire la ce pot face, sau la ceilalți cu privire la viziunea pe care o au asupra respectivei situații? Eu am simțit că cei care sunt în scaunul rulant au încercat să ne înțeleagă poveștile noastre de viață și să le integreze în principiile lor. Au fost și persoane în scaunul rulant care au fost reticenți, nu au înțeles de ce facem lucrul pe care îl facem.
Au fost și oameni din societate care nu au înțeles ce facem sau nu au înțeles că noi existăm. Cum așa? Am primit și răspunsul că acest eveniment îl facem doar pentru noi, că nu există oameni în scaunul rulant în orașul Iași. Foarte atipic răspunsul, să spun așa. Da. Cum se desfășoară în mod normal o acțiune de acest gen? Foarte mult de spus, de la organizat, de la plănuit, de la începe să suni, să vezi unde poți să-l faci, în fiecare județ, să găsești o locație potrivită, de la te gândi la sponsor, de la te gândi la oameni care pot să te ajute, de la mobiliza fetele, să încerci să le aduci în orașul în care vrei să faci prezentarea aceasta. De la începi să ceri ajutor, să suni, să comunici, să povestești fiecăruia în parte, până și la faptul că am discutat cu atâția oameni la care am cerut ajutorul, asta a însemnat o promovare a evenimentului. Bun. Indiferent că ei au fost deschiși sau nu, au auzit de noi, de eveniment, au auzit de intenția, poate nici nu și-au imaginat odată că există sau că sunt persoane într-un număr atât de mare la noi în țară care se deplasează într-un scaun rulant. Poate de aceea oamenii nu conștientizează, pentru că nu sunt sau nu văd foarte des. Bun. Ați comunicat cu foarte mulți oameni. Bănuiesc că de la an la an, dacă evenimentul are aceeași structură și practic se desfășoară în aceleași orașe, rând pe rând, mă gândesc că poate în anul următor nu va mai trebui să vorbiți la fel de mult pentru convingerea celor care au contribuit eventual și anul precedent la organizarea evenimentului. Așa este sau nu prea? Am observat că în orașe precum București și Cluj, unde este o tradiție să ajungă atipic beauty, oamenii au devenit mult mai deschiși, au devenit mult mai ușor de convins să participe la acest eveniment. Chiar observam că în Cluj au început lucrurile să devină mult mai accesibile, să existe locuri de parcare, mult mai multe locuri de parcare, mult mai multe instituții publice accesibile persoanelor cu dizabilități. Cred că faptul că unele orașe au tradiție sau în unele orașe am ajuns de mai multe ori au adus modificări în orașul respectiv. Sperăm ca faptul că Atypic Beauty a ajuns pentru prima dată la Iași să aducă o modificare astfel încât și Iașiul să devină un oraș în care să avem tradiție. Modificare în sensul mentalităților, ați observat? Da. A mentalităților și, v-am zis, inclusiv a accesibilizării. Clujul este un exemplu. Pentru Așa. noi, accesibilizarea contează foarte mult. Este foarte dificil să depinzi în permanență de un om care să te ajute să depășești borduri, să intri într-o instituție, să reușești să te dezvolți ca om. Pentru că avem nevoie de cultură, avem nevoie de educație, astfel încât să ne dezvoltăm și lucrurile acestea se întâmplă în instituții de cele mai multe ori publice, care nu sunt accesibile nouă. Am înțeles. Cum evoluează statisticile în ceea ce privește numărul accidentelor din România și din Iași, să spunem, în mod special? Ca județ stăm mai bine ca alte orașe. Adică situația, să spunem, că nu e atât de tristă ca în alte județe. Nu suntem codași, suntem fruntași, adică în sensul că la noi numărul accidentelor rutiere în județ e ceva mai mic și ne bucurăm pentru asta. Deci rez clar eforturile făcute de Poliția Rutieră Iași, care activează în permanență și pentru asta tind să-i felicit și să le mulțumesc pentru că ne ajută foarte mult cu asta. La nivel național, din păcate, lucrurile sunt mult mai triste. De la an la an cresc numărul accidentelor rutiere, crește numărul victimelor și se pare că, deși noi luptăm pe toate căile posibile cu campanii de prevenire, cu promovarea noastră, asociații și cu discuții și evenimente realizate special pentru a preveni numărul lor, se pare că fenomenul acesta nu poate fi controlat și în totalitate și Din din ce păcate de la cauză?
Considerați că se întâmplă aceste accidente? Viteza este din ce în ce mai mare sau mai sunt și alte cauze care contribuie la creșterea anuală a numărului de accidente? Sunteți șofer, conduceți? Da. Da? Ce infrastructură avem? Ne fere siguranță? Nu prea. E unul din motivele, tematica de la evenimentul de anul acesta a fost asta. Infrastructura noastră, cât de mult ne ajută sau nu ne ajută și câte accidente se produc din cauza infrastructurii. Asta este unul. După aia, teribilismul, viteza, nepurtarea gendurii de siguranță, lipsa educației rutiere, nu-i de ajuns doar să dai un examen și să iei carnetul, ar trebui, din punctul meu de vedere, ca pregătirea să fie mai de o durată mai lungă. Poate astfel reușim ca în rândul tinerilor, cel puțin, să-i facem să înțeleagă că în momentul în care urcă la volan nu au doar în mâini doar viața lor, au în mâini și viața pietonilor. Și cauzele sunt mai multe, sunt într-un număr mai mare. Cele mai importante sunt acestea: teribilismul, viteza, lipsa educației, infrastructura și așa mai Da. departe. Și sunt, din păcate, la fel în toate, adică nu se întâmplă. Și mai este situația în care noi, ca șoferi, uităm că legislația ne obligă să conducem până la evitarea oricărui pericol. Adaptăm condusul la fiecare situație în parte. Dacă plouă, dacă nu ai lumină, dacă te deplasezi pe un drum cu probleme, dacă sunt lucrări, dacă trebuie adaptată. Trebuie să ne adaptăm la fiecare situație în parte. Și, din păcate, sunt unele persoane care nu realizează neapărat această situație. Bun, la aceasta contribuie și faptul că unele mașini sunt mai sigure decât altele, sau unele mărci sunt mai sigure decât altele, și atunci implicit îți dau acea senzație mentală de siguranță, care poate fi doar a ta, nu și a celuilalt cu care ești coleg de trafic. Da, e cu dus întors. În momentul în care, adică am constatat noi, urmărind aceste accidente, am constatat că în momentul în care ai o mașină, nu să zic, nu știu cum să zic, mai puternică, mai solidă, ai o protecție. Dar te și poate Fizică. fizică, dar te și poate păcăli totodată din cauza că ai tendința să exagerezi cu viteza. În momentul în care ai o mașină mai mică, de o capacitate cilindrică mai mică, îți dă senzația că nu te poți deplasa cu o viteză foarte mare și conștientizezi poate altfel pericolul. Și poate că asta ar fi un aspect pe care ar trebui să-l avem în vedere cu privire la schimbările ulterioare. Mă refer la faptul că tinerilor ar trebui prin legislație, să le dea o mașină cu capacitate cilindrică mai mică. Poate că ar fi o soluție salvatoare, pentru că se urcă în mașini cu motorizări puternice, nu conștientizează și Da. poate. Aș vrea să vă întreb un pic despre planurile de viitor în ceea ce privește proiectele pe care le aplicați sau pe care le aveți în vedere. Aceste idei sau concepte abstracte de siguranță, de schimbare, de ajutor, necesită o implementare mai îndelungată. V-ați gândit să aplicați sau ați aplicat deja pentru obținerea de finanțări nerambursabile, eventual, și așteptați vreun răspuns? Urmează să depunem niște proiecțiile, ele au fost concepute. Inclusiv împreună cu fetele de la Open Your Heart am discutat un posibil proiect și urmează să dăm curs. Avem pe mai multe măsuri, ca să spun așa, avem mai multe planuri și cu privire la legislație, și cu privire la persoanele care au trecut deja prin astfel de traumă, și cu privire la aduce informația în școli. Să facem un pic de educație rutieră acolo, împreună cu, bineînțeles, autoritățile orașului. Sunt mai multe planuri și sperăm să reușim, dar nu am vrea să le ținem așa ușor în secret și să vedem dacă Secret. ies. Pentru că ele țin de o simplă. Ne lovim foarte mult de birocrație și atunci, dacă aș vorbi acum de un proiect și n-am reușit să-l ducem la cap din cauza unor aspecte de birocrație, m-aș demoraliza și n-aș vrea să fac asta. Da. Ce ar fi de spus pentru persoanele sau care ar fi recomandările și sfaturile
pentru persoanele care trec printr-un astfel de eveniment. Exact cum spuneam și în prima parte a emisiunii, sunteți o poveste de succes, care poate fi luată drept model de către alții. Cred că contează foarte mult modul în care suntem noi construiți ca oameni. Poți să treci prin aceeași traumă și să fii construit altfel, să ai alte principii și trauma respectivă să te marcheze altfel. Cred că consilierea face diferența, chiar dacă este o consiliere de specialitate, cu un psiholog, cu un psihiatru, sau pur și simplu, eu știu, poate cineva își găsește sprijinul în religie, cred că și asta face diferența. Și în același timp și consilierea pe care o primești din familie, din cercul de prieteni. Cred că societatea ar trebui să fie puțin mai înțelegătoare cu victimele accidentelor rutiere. Cred că ar trebui să înțeleagă că o traumă este ușor mai greu de depășit și o persoană are nevoie de susținere. Și cred că și medicii ar trebui să facă diferența, pentru că un medic, dacă reușește să aibă timpul necesar, reușește să comunice altfel cu o victimă față de, eu știu, vecina de la scară. Bun. Ce influență ar avea medicii în acest caz? Ar fi influența lor decisivă față de cea a celorlalte persoane din anturajul victimei și de ce? Eu cred că da, pentru că un medic ar reuși să-și dea seama dacă persoana respectivă, victima unui accident, începe să dea semne de depresie sau își dă seama că nu a reușit să se recupereze din punct de vedere fizic complet, ar putea să îi ofere consiliere astfel încât să persoana respectivă să aibă parte de recuperare medicală, de kinetoterapie, de tratamente, astfel încât să reușească să se repună pe poziții din punct de vedere fizic, astfel încât să se reintegreze în societate. Depresia nu este un lucru de la sine înțeles în astfel de cazuri? Nu toată lumea intră în depresie după un accident? Nu. Este momentul de tristețe. Automat că te marchează și nu înțelegi de ce ți s-a întâmplat tocmai ție, dar în momentul în care tu tot trăiești în acea tristețe, treptat, treptat se transformă în depresie. Am înțeles. Și de ce nu se aplică la toți? Pentru că sunt alte situații. Dar ce voiam să vă întrerup un pic. Ce am remarcat noi de-a lungul anilor în această activitate? Eu cred că ar fi bine să chiar noi să ne gândim sau un parteneriat cu un colegiu medicilor, nu știu, să facem o propunere de un curs care să pregătească medicii să comunice informațiile pacienților. Este atât de trist când vine un medic și îți spune, tu îl întrebi, ce șanse are? Și îți spune, o să moară. Este cumplit. Sau în aceeași direcție putem vorbi din momentul în care te sună pompierul, poliția și îți spune că persoana ta dragă a avut un accident și prima oară tu îl întrebi ce a pățit. Și ori nu-ți spune, ori ți-o spune ciudat. Sunt foarte puțini cei care știu să... Bun, deja când te sună pompierii sau poliția să te informeze că o persoană a pățit ceva, e clar că e ceva grav. E ceva grav, da. Contează foarte mult atitudinea lor și ne-am lovit de foarte multe situații de astea în care modalitatea lor de comunicare au avut un impact ușor. Pentru ceilalți. Pentru ceilalți. Oricum, ei săracii cumva nici nu prea încotro, sunt cei care trebuie să dea vestea proastă. Exact. Haideți să vedem dacă la îndrumarea unui psiholog-psihiatru
găsim o modalitate să o comunicăm un pic mai ușor. Diplomat. Sau diplomat sau nu știu. Poate găsim o soluție pentru asta, pentru că în momentul acela se creează șocul emoțional. Și disperare. Am avut oameni care au avut un atac, au avut oameni care au leșinat, au avut oameni care n-au știut să reacționeze și că nu ești pregătit pentru asta niciodată. Da. Și atunci poate putem în direcția asta să mai rezolvăm câte ceva. Este un aspect extrem de important pentru în ceea ce privește trauma de după. Da. Ținând cont că ne apropiem de finalul emisiunii, ce recomandări ați avea pentru șoferi, pentru instituții publice, pentru victime, pentru cei care înconjoară victimele? Care ar fi cuvântul cheie? Prima oară și noi ne lovim de atitudinea aceea miloasă. Ai mă deranjează. De compătimire a da. Victimelor. Adică eu nu zic că nu, e ceva firesc, e ceva normal, însă cu o atitudine mai pozitivă, privind lucrurile puțin altfel, spre viitor, poate oamenii ar reuși să se reintegreze social mai repede. Atât timp cât tu tinzi să-l compătimești permanent, tinzi să te porți așa, nu cred că îl ajuți foarte tare. Eu cred că primul pas este asta, să ne încercăm să ne îmbărbătăm cu da, sau să ne comportăm normal. Sau să ne comportăm normal, dar să nu mai privim cu atâta milă. Asta este un fenomen, se întâmplă, indiferent din ce motiv, încercăm să-l depășim. Dacă tot privim cu milă, nu facem decât să dăm înapoi. Așa este? Da. Pe mine mereu m-a motivat acest lucru. Am încercat întotdeauna să demonstrez oamenilor că nu am nevoie de compasiune, nu am nevoie de milă, am nevoie de puțin ajutor. Acesta îl accept, dar niciodată nu am acceptat compasiunea sau faptul că oamenii mi oferă foarte mult acest sentiment mă demoralizează și simt că nu mă ajută să depășesc situația. Înțeleg să oferi câteva momente, dar nu de fiecare dată când te întâlnești cu o persoană ca mine să îi spui: "A, ce rău îmi pare că ți s-a întâmplat chestia asta." Lucrul ăsta nu ajută. Nu motivează, nu ajută. Am înțeles. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne revedem în fiecare miercuri de la ora 20. Nu uitați să ne scrieți pe adresa de e-mail investiminiasharondiashtvlife.ro și să vizitați pagina noastră de Facebook. Până săptămâna viitoare, la revedere! Mulțumesc.